Salutare, oameni buni, numele este Anibian, că un episod din Maps from Subs. Înainte să începem, abia ce scriu, vreau să vă reamintesc să apăsați butonul de like, vă place, vreți să susțineți în continuare această serie. Am pofătă în un suculeț. Poveste. Unde e povestea? Că nu e acolo. Regul, dar nu e poveste aici. Mapa se numește Destinul lui Andy. Sparge blocul în afară de în albastră, fără game nu există regula 3, ok. Salut, Andy, eu sunt Lucky the Cola J, iar azi am făcut o masă ce arată în regulile în cumpăr. Ok. Ok. Asta l-am apăsat. Eu. Let's go. You can call me Sunrise when you bring me the sunrise. You can bring the sun in my life. Oh. You can bring me sun. Nu, nu mi-am dat spawn point. Ok. Slice on point. At. Da. Bă, ce fac, frate? Și acum kill. Nu pot să sar aici. Adică așa hardcore. Sar până. Deci nu pot să cred. Mă grăbesc prea rău. Sare acolo. Sare acolo! Cum aș putea să ajung eu din partea aia până aici? La început părea așa de easy parcursul ăsta și acum văd că e un monstru. O să sar. Da, frate, dar nu văd! Dar nu e chiar așa de easy, de greu. Dar că sunt eu fucking bun, frate. Ce fac, bă? Am mai jucat înainte două mape. Maps from Subs, care nu prea mi-au plăcut. Așa că... Frate, nu știu pe când... A, ok, era o scară aici, cum? Păi, nu am văzut-o până acum. Fucking easy peasy. Mamă, aici nu e chiar așa de easy. Wow! Nivelul 2, yes! Mini survival, ok. Da, deci cum ziceam, am jucat două mape înainte, Maps from Subs, care nu prea mi-au plăcut, adică au fost prea simple, prea, nu știu cum să vă zic, prea simple, în principal prea simple și dacă au fost prea simple, am zis să nu le pun. Adică dacă și asta era tot așa, nu știu, le puneam una dintre ele, dar nu știu, nu are rost. Și de aceea vreau să și menționez în acest clip să-mi trimiteți mape la adresa mea pe care o veți găsi în descriere sau în descriere, pentru că nu mai am mape de Maps from Subs. Deci cred că am încă una în afară de asta care nu știu cum e, dacă e și aia tot ca celelalte dinainte. Atunci am pus-o pentru că am zis nu au fost prea reușite, simple, scurte și etc. Deci da, dacă aveți o mapă mai destul de ca lumea sau mă rog, o trimiteți și văd eu cât de ca lumea e. Dar ca să văd cât de ca lumea e, trebuie să-mi o trimiteți. Hai să vedem dacă s-a făcut și cărnașorul ăsta de fier, da, de unde. Lână albastră? Bă, dar n-am găsit lână albastră deloc până acum. Am bețe, măcar să fac bețe. Mă, mi s-a dus deja armura. Tunica mea. Tunica mea frumoasă și albastră. Nu e... Ăsta. Culoarea pielii, leather, skin, nu știu cum primi să zic. Ce culoare era asta? Acum... Mă gândesc că nu vine ce culoare are. S-a pus ploaia afară, tu slăși tot. Hai mă, că am dat tackle down flan. Am dat tackle down flan. Tackle down flan. Următorul nivel. Parcur iar. Ce poate fi acolo? Hai, tati, hai. Spawn point. În sfârșit ceva care merge. Oh. Ce au pe asta jos, bă? Ce încentau. Bune. Vei avea nevoie de armură. Bună, venit la ultima probă, aș trebui să omor Wither-ul. Deja, ultima probă, frate, nici n-am apucat să mă joc. Ah, tu scurtă, tu scurtă. De ce este tu scurt? Aoleu, nu se făcea Wither-ul, bă.
Soul Sand. Bă! Frate, prea scurticică mapa, prea scurticică. Dar oricum, mai roșu decât celelalte care l-am făcut. Ce fuge ăla? Unde te duci, mă, nebun? Stai, așa stai acolo, în colțul ăla camerei, că după aia vin și dau bătăiță la curicel, uite așa. Și acum bubuie. Sincer, în camera din viață. Bă, ăsta mă moară, bă! Mă moare fratul ăsta, băi, bă. Ce vreau să mai am? A, am plină, mă. De care... A, Enchanted Golden Apple. Kidding, ei. Păi cum... Să mă mai moare cărnăciorul ăsta. Teleport. Spawn point. Teleport. Oh, ai avea nevoie de ele. Eee, dar cred că e mai bun asta cu protecție și cu... A, asta da, frate, așa da, așa da. Spawn point, ok. Nu am putut dragonul. Oh, oh, fuck me. Dar n-am blocuri, zice că n-am voie să spar blocuri. Aoleu, asta o să fie so hardcore. So hardcore. Bine, cred că trebuie să spar blocuri, pentru că altfel nu am cum să mă urc acolo sus. What? Dar dragonul e pe aici? A spart el toate prostioarele astea, trebuie decât să-l bat? Ah, ok, mai bine așa. Hai, fraiere! Vino, fraiere, în coara, că ești mecher! Hai, fraiere, hai că am bătut la... În tinerețe, în copilărie, mi se spunea Andy, ucigătorul de dragoni. Hai, dragonel, hai, că dacă nu vii, nu am cum să trag în tine la distanța aia. Iute! Da, bine, vino frate în coa, hai să ne bătem. Da. Bă, da, ăla-i departe, rog, voi vedeți unde e fraierul ăla. Vine, mă, încoa, bă! Să-mi boa picioarele, dacă nu vine încoa, cum pui mei îl bat? Mm. Hai că vine, vine, vine. Da, de unde că nu vine? Bă, vine, mă, încoa! Nu mai fugi, mama ta de dragon. Bă, dar arcul ăsta nu-i dă damage, frate, și nu cred că o să mai ajungă săgețile. Hanghius dragonul ăsta. Hai că te-am bombardat, fraiere! Ah! Muftică, bă, și n-am nici ar bun, am arc... Trecu de aici. Am arc slab rău. Și dă prost. Hai, vină, vină. Îmi dă în capul pieptului, nu știu ce. M-am săgeți, hai bă, că m-am săgeți să-l badă-l încolo. Parcă trag cu torpile în el, frate. Hai, vino, vino, vino. Hai că te aștept, tati. Hai că nu mai trag cu săgeți după tine până nu vii. Hai că sunt pe loc!
Am vină cu aia, că mă ftici. Ce dragon prostovan? Hai, și acum l-a arătat și eu. Ce s-a lovit? Fraiere! Hai, vină cu aia și mor odată. Ah! M-am 50-50, hai că am timp să-l omor. Oh, ce snipe! Hai, fraiere, hai, vino, nu! Unde te-ai duce, nu știu. Bă, da, lasă, joacă cu mine, vină mă încoa! De asta nu suportă dragonul ăsta, frate, mi se pare... Fuge, frate, nu vine deloc pe mine, uite ce știu ea. Mă, nu chiu un enchanted golden apple, da. Numărul e problema, problema e că nu vine la mine, gheiuțul ăsta! Vină mă, unde se duce, bă! Bercea. Da, gogoașă. Mă joc, tu ce faci? Nu, stai acasă, mă joc Minecraft. Filmez un episod, iar mă sun când te aud de lumea, fratele meu. Am bătut dragonul, bă, am bătut dragonul. Păi, bă, nu, că asta e într-un maps from subs, bă. Da, bă. Când ajunge acasă? Bine, hai odată, hai, pa. Am terminat, am bătut și... What? Nu-mi spune că... Ok. După ce ai bătut dragonul, apasă aici. Felicitări, să sfârșești mapa înainte de a pleca, nu uitați de o notă de la 1-10. Dacă vrei să mai fii canalul meu de IT, se numește la ca așa, am 200 de videoclipuri aproape. Sper că ți-a plăcut mapa, sper că ți-a plăcut mapa. Băi... Sincer, chiar mi-a plăcut, a fost ceva diferit ce nu am avut până acum, adică asta, bătălie cu dragonul, ce n-am avut niciun alt Maps from Subs de până acum și a durat destul de mult, cel mai mult a durat bătălia cu dragonul, bă, nu, chiar a fost bună mapa, o notă de 8 acolo ar merge 7, un 8, nu 10, pentru că 10 dau numai la ce, chiar mă impresionează foarte, foarte mult cum a fost mapa de data trecută. Bine, tu suntem pe Facebook și de aia sunt Slime Rafal. Bun, toată lumea, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, nu uitați să-mi trimiteți mapele voastre și noi, desigur, ne vedem la viitoare, pa!